Un grant de 10,5 milioane de dolari americani nerambursabili a fost acordat de Banca Mondială pentru țara noastră. Parlamentul a ratificat un acord încheiat între Republica Moldova, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare. Potrivit instituției, resursele financiare sunt destinate pentru finanțarea necesităților bugetului de stat. Acordul de grant a fost semnat la data de 11 iulie anul curent. Banii vor fi debursați într-o singură tranșă după ce vor fi realizate 11 condiționalități. Termenul limită de debursare a celor 10,5 milioane de dolari este data de 30 iunie 2026. Astfel este vizată asigurarea accesului populației la piața muncii, ajustarea cadrului legal privind asistența socială, alinierea legislației la echisul Uniunii Europene în domeniul concurenței și ajutorului de stat, sporirea guvernanței și concurenței în sectorul energetic, consolidarea sistemului financiar bancar, managementul durabil al pădurilor și angajamentele climatice.